Pues se le fa como cara de miedo la copia, fasole verde, paste, torti, glioni. Și am să le rad cașcaval și le pun cașcaval ras pe deasupra și am pus doar sare, atât. Și asta o să mănânce copiii de amiază astăzi. Bună dimineața, e un nou vlog. Fasole verde, paste și cașcaval ras. Nu mai știu cu ce am început acest vlog, cred că cu mâncarea de dimineață, nu știu. Am plecat de acasă pentru că la 4:30 începe priveghiul la băiatul vecinilor noștri. E o situație foarte tristă, foarte dureroasă. Vecinii noștri au în jur de 80 de ani, 80 ceva de ani. Și acum 4 ani le-a murit băiatul cel mare din 4 băieți cât au. Băiatul cel mare a murit la 47 de ani dintr-o dată, fără să fie bolnav, fără să fie rău, fără să aibă alte probleme. Și a fost o tragedie foarte mare, mai ales că era și el taximetrist. Paul, soțul meu, e taximetrist. Se cunoșteau foarte bine, un prieten, un... Și atunci a fost Paul la mormântare. Mormântarea se face la o oră de Madrid, într-un sat, în satul lor, unde au casa de vacanță, de vară, cum ar veni. Și ieri, când am ajuns de la lucru, mi-a zis Paul că a murit al doilea din băieți, tot la 47 de ani. I s-a făcut rău, a mers la spital, a fost internat și trebuia să-i dea drumul acasă și a murit în spital. Ce că ar fi fost tensiunea, nu știu. Suntem... Nu știu, nu-mi vine să cred. N-am reușit să-mi văd vecinii înainte să plece în sat unde se face priveghiul și mormântarea. Și astăzi, la 4:30, deci a doua zi după ce a murit, se face priveghiul, pentru că mâine deja e mormântarea. Și vor merge toți colegii taximetriști, sunt vreo 20-30 care merg, s-au organizat să meargă cu mașinile în acest sat. Și cum Paul e unul dintre ei care merge, am zis să merg și eu ca să pot să le dau o îmbrățișare puternică vecinilor noștri. Nu aveam de gând să pun așa ceva în vlog, să zic lucrul ăsta, dar e parte din viața noastră. Și țin minte că acum 15 ani, când a murit tatăl lui Paul, am plecat în România cu el la mormântare și o șefă de-a mea de la muncă, când i-am spus că lipsesc timpul ăsta de la lucru, mi-a zis că Ana, la momentele bune, petreceri, nunți și toate alea, avem toată viața să ne întâlnim și să fim împreună. Dar la momentele astea atât de triste și de dureroase, nu putem să lipsim din viața celorlalți care rămân și care rămân cu o durere și cu tristețea. Mi se pare, deci să ne facem mereu timp, să ne organizăm. Să facem cumva și când se întâmplă ceva în viața cuiva cunoscut, să le fim alături. Într-un fel sau altul, să le fim alături. Pe mine mă marchează foarte tare lucrul ăsta, pentru că acest om avea un băiat de 5 ani și o fetiță de 8 ani. Durerea e foarte mare pentru copii să rămână fără tată. Pentru soția lui, părinții, nu știu, foarte greu. Deci n-am crezut că o să iasă din faptul că și-au pierdut băiatul cel mare, dar acum nu știu cum o să iasă oamenii ăștia din această tragedie. Din 4 băieți cât au, 2 au murit. La diferență de 4 ani și amândoi la aceeași vârstă, e foarte, foarte greu. E foarte greu. Noi mergem deja. Acum Paul s-a dus să ia niște apă rece pentru drum. Așteptăm să vină și colegii ceilalți doi și să mergem încolo.
Mama, am venit de la sală. A fost super sesiune de o oră de body pump. Eduard a plecat într-un parc puțin mai departe cu colegii lui. David și Hugo sunt jos în parc cu bunica lor ca să stea și ei împreună în parc. Trebuie să urce că e 8 și trebuie să urce de acum, e ora 8, trebuie să urce. M-am pus să fac cina și cred că o să le fac și niște chifteruțe în sos pentru mâine. Vi le arăt aici. Aici am să fac sosul de roșii și aici le fac chifteruțele să fierb în varoma. Și apoi, pentru seara asta, vreau să le pun morcov cruz cu castraveți și am să le, să le prăjesc aceste filete în ulei de măsline. Iar pentru mine am supa asta de fasole cu legume. Nu are prăjeală, nu are nimic, e cu legume. Și vreau să mănânc chestia asta în seara asta. Aici să fac filetele, mai multe năbușite decât prăjite. Și cam asta e munca mea pentru seara asta. E mai întuneric la noi în casă pentru că așa stăm cu jaluzelele, cu căldura asta de afară, așa e în Spania, vara, stai cu jaluzelele coborâte până târziu. Acolo se vede campul s-a aerocondiționat. Și dacă tot îl avem, tot am făcut investiția asta să ne bucurăm de el. Nu îl punem toată ziua, dar îl punem cât să se schimbe temperatura în casă, să putem să stăm ok. Au fost zile foarte, foarte grele, s-au întâmplat multe. Paul și-a schimbat munca, au fost multe acte de făcut și cu liceul lui Eduard. Foarte greu și cu această mormântare a acestui prieten al lui Paul, băiatul vecinilor noștri. Foarte, foarte greu. Să avem cu toții grijă de noi și să avem grijă de noi. Ce cânti tu? Asta waka. Una waka. Serios? Mama, tenero. Spune mami. Tenero. Zi furculiță. 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 Bravo, mami. Eu chiar. Ugo, zi castravete. Castravete. Ieto. Și asta carne. Ieto. Zi carne. Ieto. Castravete. Cambe. Castravete, Ugo.